Europarlamentarul Siegfried Mureșan anunță că a condus ședința delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, în care a fost transmis un mesaj clar de susținere pentru ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco. Potrivit parlamentarului european, atacurile venite din partea Partidului Socialiștilor și a lui Ilan Șor sunt inacceptabile. Zigfried Mureșan a declarat că, că Peter Mihalco reprezintă Uniunea Europeană în Republica Moldova, promovează valorile fundamentale ale Uniunii, și se află într-un dialog constant cu liderii politici, cu societatea civilă și cu cetățenii Republicii Moldova. Pe parcursul misiunii în Republica Moldova, Peter Mihalco a avut un dialog permanent cu toate forțele politice din țară, indiferent de orientarea lor. Munca sa este foarte importantă pentru a înlesni apropierea dintre Moldova și Uniunea Europeană și considerăm că își îndeplinește misiunea cu succes, a mai spus europarlamentarul. De aceea nu acceptăm criticile formulate de Partidul Socialiștilor și de Ilan Șor și reiterăm sprijinul nostru pentru activitatea ambasadorului Mihalco în Republica Moldova. Uniunea Europeană demonstrează în mod constant sprijinul pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Peter Mihalco este reprezentantul nostru și avem încredere în el, se spune într-o postare făcută de Zicrit Mureșan. Amintim, recent, reprezentanții PSRM l-au acuzat pe ambasadorul Uniunii Europene de imixtiune în treburile interne ale Republicii Moldova, Reacția a venit după ce diplomatul european a criticat activitatea Consiliului Audiovizualului, și deputatul Fugari lanșor condamnat în prima instanță în dosarul fraudei bancare, l-a acuzat pe ambasadorul Peter Mihalcu de un așa zis amestec în treburile interne ale statului suveran Republica Moldova. Drept reacție, Platforma Națională a Societății Civile din parteneriatul estic și ambasadorii a 21 de state au răspins atacurile publice la adresa diplomatului european Peter Mihalco.